Rezistența anticomunistă de la Nucșoara, portrete de familie, este o carte scrisă de Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu, prin care prezintă oamenii care au stat alături de tatăl său, Tom Arnăuțoiu, în lupta împotriva comunismului. Este o carte care aduce noi dovezi ale vieții și morții unor oameni care au ales să nu cedeze și să lupte în munți, în localitățile din Mușcel, în închisori. Carta este un omagiu, dar și un nou pas în lupta fiicei lui Tom Arnăuțoiu de a arăta adevărul, de a nu lăsa uitarea și indiferența să acopere sacrificiul unor oameni care au ales libertatea și moartea în locul cedării și îngenunchierii. Portretele unor familii care au sfârșit în mod dramatic sunt familii care au pierit aproape două generații, generația părinților mei, dar și generația de după, cum este familia Jumblianu. O să vedeți cât de devotate și cât de inteligente au fost femeile pe care le-am prezentat nu numai în site-ul eroinelucșoara.ro, dar și în acest volum. O să vedeți ce povești sfâșietoare au avut unele dintre ele. Sunt momente așa în care surprind cum au ajuns mame, de exemplu, nu numai Maria Ploc, dar și Iuliana Constantinescu Pretus, cum a născut în închisoare. Deci este un volum care face așa o esență a poveștilor, ca să spun așa, acestor familii, în dorința de a nu se uita aceste lucruri și în dorința de a cei care au acest volum să aibă măcar pe scurt ceea ce s-a întâmplat într-o perioadă de aproape 10 ani, între 1949-1958. Deci, îndemn să-l citiți și să-l păstrați. Publicarea cărții Rezistența anticomunistă de la Nucșoara, portrete de familie, a fost realizată de Raluca Ioana Voicu Arnăuțoiu cu sprijinul editurii Ars Docendi, Universitatea București. Directorul acesteia, Ioan Crăciun, fiind și cel care a însoțit-o pe autoare în partea a doua a evenimentului, spectacolul Lectură, Cântecul Memoriei, ce a cuprins muzică clasică și lecturarea unor fragmente din documente și literatura de detenție. Raluca Ioana Voicu Arnăuțoiu este copilul născut într-o grotă unde se ascundeau de securitate părinții săi, Tom Arnăuțoiu și Maria Plop. A devenit o violonistă extrem de apreciată care și-a dedicat viața muzicii și aflării adevărului despre familia sa. Acum, pe cele două le-a îmbinat sub formă de spectacol-lectură, cu o încărcătură emoțională foarte puternică. Toate lucrurile din dulap au fost scoase, pipăite și aruncate pe jos și pe pat. Când s-a terminat percheziția la mine în cameră, am fost luat numai în cămașă și pantaloni între doi securiști, am coborât scările până la intrare unde a apărut un al treilea și astfel încadrat am mers până la mașină. La un moment dat am auzit cum se deschid niște porți metalice, mașina a mai mers câțiva metri și s-a oprit. Mai târziu am aflat că eram la Malmaison, pe calea de la Hovei. Eu îmi aminte. Îmi aduc aminte că la ziua au mai apărut niște siluete. Eu fiind în picioare, am rupt-o la fugă și am auzit împușcături, rafale de pistol automat. Nu știu ce s-a mai întâmplat, că m-am trezit la arestul securității din Pitești. Tom Arnăuțoiu.